Bun. Cred că suntem live. Perfect. Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Este miercuri și miercuri o să ne tot vedem, da? Adică eu vă văd nu pe toată lumea, mai mult mă vedeți voi pe mine. Mulțumesc, Alina, Claudia și ceilalți care sunt live. V-am lăsat, apropo, în acest live la denumire, la subject. Aveți un link, da? Și dacă vreți să veniți direct în Zoom cu noi să întrebați despre ce întrebări aveți legate de, adică orice legat de uleiurile esențiale. În mod special, astăzi m-am gândit să vorbim despre alergii, dar mi-am dat seama că data trecută nu am reușit să ajungem și la partea aia practică. Adică am dat mai multe soluții, mai multe recomandări de uleiuri esențiale, dar nu am ajuns la partea aia, da, în care să dau tot felul de recomandări. Și o să încep prin a vă spune că este foarte, foarte important. Vă rog frumos, dacă nu ați văzut prima parte a acestui live, da, este cel de miercurea trecută, în care am vorbit despre stres, anxietate, depresie, da, și am vorbit în termen general ce este. Ce se întâmplă, da, doctore? Ce înseamnă stresul, ce înseamnă anxietatea? Am vorbit inclusiv despre cele patru grade, da, de depresie și mai multe forme de anxietate. Așa că vă rog frumos neapărat să mergeți să vedeți partea întâia, în cazul în care nu o găsiți, comentați, da, și o să încercăm, adică o să punem acolo ca și reply, o să punem link-ul ca să vedeți partea întâia, da? Astăzi o să vorbesc despre kitul emoțional, dar nu despre cel pe care îl cunoaștem. Da? Există kitul emoțional pe care, apropo, luna aceasta, la familia, îl avem la tombola. Adică oricine își pune o comandă de minim 150 de puncte, da? Parcă așa era, participă la o tombolă în care puteți să câștigați kitul emoțional. Da? Este foarte minunat kitul emoțional și ajută pe o grămadă de chestii. Ioana, văd că ai scris despre alergii. Da? O să vedem dacă ajungem și la alergii, pentru că am rămas datoare de data trecută cu niște amestecuri, blenduri, da, pe partea emoțională și după aia vedem dacă reușim să ajungem și la alergii. Apropo, da, tot pe fond de stres apar o grămadă de alergii, așa că cred eu că este oportun să vorbim despre acestea. Bun, dacă este să vorbim despre uleiurile esențiale de urgență, da? Sau mai bine zis, ambulanța aia esențială, când vorbim de stări psihoemoționale, sunt mai multe ulei recomandate pe care să le aveți la îndemână, mai ales dacă știți că sunteți o persoană care repede vă lăsați copleșită, da? Sau se întâmplă să fiți copleșită de tot ce se întâmplă în jur, da? Vorbim de percepția asupra factorilor de stres. Data trecută am explicat ce este stresul, am explicat de ce apare, am explicat inclusiv legătura, da, de suprarenale, starea noastră generală de sănătate, cum ne afectează de la bătăile inimii, da, circulația până la respirație, modul în care gândim, da? Am explicat partea aia fiziologică, zic eu, destul de clar, chiar dacă am trecut la suprafață, da? Iar astăzi o să vorbesc despre, practic, ce uleiuri, ce combinații de uleiuri esențiale puteți folosi în cazul în care, da, vine așa cavalul. Emoțiile nu le poți vedea, da? Ca și vântul. Și îmi place foarte mult asocierea asta. În schimb, simți efectul. Și uneori vântul vine așa foarte suit, în calm și drăguț, răcoros sau cald, dar de foarte multe ori vine ca un uragan. Da? Și atunci când există o încărcătură prea mare de emoții, efectiv, fizic, corpul nu are cum să facă față, adică celula este foarte atacată, receptorii celulari sunt foarte atacați de foarte multe substanțe și atunci, da, este un factor de stres pentru celulă și automat se stresează tot corpul. Dacă să vorbim despre stres, da, mi-am și notat aici câteva indicative, în cazul în care nu știți că sunteți stresați, da, iritabilitatea, lipsa simțului de umor, adică nu-ți mai vine să râzi, nu-ți mai pare nimic ca so funny, probleme cu memoria, dificultatea de a îndeplini anumite task-uri, concentrarea, focusul, da, dispare, inclusiv stare de defensivă,
furie îndreptată sau față de el însuși, da? Omul și automat se răsfrânge asupra celor din jur. Da? Din punct de vedere fizic pot apărea de la insomnii până la alergii, constipații, diarii, probleme pe sistem digestiv de orice fel. Da? Și asta bineînțeles că afectează tot corpul, pentru că am vorbit de atâtea ori și am spus, sistemul digestiv este practic primul pas sau primul lucru de care ar trebui să ținem cont în momentul în care vorbim de sănătate. Chiar dacă este vorba de sănătatea mentală sau este vorba despre sănătatea fizică. Da? Aceste lucruri, adică sunt factori care trebuie să luați în considerație, nu contează despre la care sănătate ne referim. Deci, kit-ul pe care, sau uleiurile esențiale pe care vi le recomand să le aveți în poșetă, în dulap, da? Să le aveți prin casă, sunt citricele și am vorbit și data trecută și am explicat cât de importante sunt citrice și care este efectul lor asupra corpului, asupra sistemului digestiv, asupra sistemului neuro, da? Asupra focusului, clarității, sistemul endocrin, sistemul limfatic. Da? Practic, citricele sunt fantastice. Și niciodată nu pierdeți ocazia să mai puneți mâna pe câteva citrice. Nu uitați că luna asta, la înrolare cu kitul de 200 de puncte, primiți 4 citrice. Da? 4 citrice, asta incluzând și citricul din Diamond Cup. Ok, deci bergamota, da, care este un citric, lavanda, geranium, clarisate, Roman chamomile, blue tansy, ilang ilang, sandalwood, petit grain, mandarin, wild orange, da, și mandarina este un citric și wild orange este citric, cedarwood, vetiver și frankincense, da? Deci, dacă aveți uleiurile astea, ați putea face tot felul de combinații. Și bineînțeles, vorbim de kitul emoțional, da, cu cheer, motivate, peace, forgive, passion și console, da? Practic, uleiurile astea sunt niște... adică amestecurile astea sunt o combinație de uleiuri esențiale care merg targetat în funcție de numele pe care îl vedeți. Doar că, și am explicat data trecută, în momentul în care vorbim de o stare cronică de stres emoțional și de care ajunge și în anxietate și așa mai departe, atunci poate fi prea mare, prea multă combinație. De ce? Și explic. Pentru că uleiurile esențiale, ele nu merg să amelioreze un simptom. Da? Nu, ok, mă simt, simt stres. Jup, am pus un ulei esențial și gata. Mi-a paralizat senzorii și nu mai simt nimica. Nici stres, nici bucurie, devine așa o legumă. Nu, uleiurile esențiale, mai ales dacă vorbim de toxicitate emoțională, dar nu apare o stare de overwhelm, de stres, de anxietate și depresie, dacă nu există și o toxicitate. Primul rând, bineînțeles, vorbim de toxicitatea emoțională, dar asta automat se răsfrânge la toxicitatea fizică. Pentru că ați observat, cu cât un om este mai... Și vorbesc de mine, da? Cu cât sunt mai stresată și mai dezechilibrată, cu atât mai greșite, să zic, sau mai neechilibrate, îmi sunt alergerile și culinare. Da? Adică ceea ce consum, ce bag în gură și ați observat, da? Cel puțin femeile de obicei când sunt stresate, ce caută? Ciocolată sau orice dulce, da? Înghețată și mai departe. Sau pot exista altfel de dependență, de la alcoolism, care tot este o dependență, până la dependența de alcool, droguri, da? Muncă, orcoholic pentru cine nu știe. Eu mă sunt, ce puțin am fost, da? Acum mă tratez din clubul orcoholicilor. Deci orice formă de dependență, de la tutun până la zahărul, banalul zahăr, da? Sau droguri, este o dependență. Pot exista anumite dependențe alimentare nesănătoase. Asta nu înseamnă că alimentele nu sunt bune, dar în momentul în care nu mai știm să administrăm și exagerăm cu ele, sau cantitativ, sau calitativ, adică scade calitatea alimentelor, atunci automat vorbim de o toxicitate și a corpului. Deci toxicitatea minții induce și toxicitatea corpului și ele merg mână-mână. Dacă vreți să investiți mai mult, da, în sănătatea voastră emoțională, hormonală, vă recomand să luați florile astea scumpe, cum le zic eu, rose, jasmin, magnolia, dacă mai puneți mâna pe un blue lotus, da, a fost de la doTERRA, stați că l-am aici,
Apropo, ca să vedeți cât de, cât de mult îmi place Floral Collection și practic are neroli, jasmin, rose, blue lotus, magnolia, uleiurile care merg fantastic de bine pentru echilibrare hormonală și, bineînțeles, în momentul în care vorbim de echilibrare hormonală, înseamnă și emoțiile, da? Stăpânite sau, cum să zic, administrate mai corect. Deci puteți să, să faceți o investiție și partea bună la uleiurile astea scumpe este că ele sunt atât de potente. În primul rând, procesul de distilare este unul complex și atunci uleiul nu are cum să fie ieftin. Însă și e complex, adică este nevoie de foarte multă materie primă pentru ca să obții un mililitru, da, de absolut sau de ulei esențial sau 2 sau 5 sau 10, dar și potența lor este mult mai mare, da, frecvența cu care vibrează și nu numai. Există monoterpene, sixterpene și mai departe. Spre exemplu, un rose pus pe piele sau luat intern, el are o, cum să zic, o asta de bătaie, un termen de acțiune în corp foarte, foarte îndelungat, până în 12 ore. Moleculele de rose vor fi prezente în corpul uman. Iar dacă vorbim de un frang, da, care este o monoterpenă simplă, el repede se asimilează, da, străbate și membrana hematoencefalică, ajunge direct la neuroni, străbate membrana celulară, toate uleiurile străbate membrana celulară, da, repede ajunge peste tot, dar și foarte repede pleacă din corp. Se consumă și a plecat. Se metabolizează și pleacă din corp. Pleacă din corp în ceea ce nu reușește celula sau nu poate să absoarbe. Da? Vorbim și despre lucrul ăsta. Contează foarte mult de deschiderea celulei. Din cauza asta, data trecută la zoom-ul de stres, am explicat cât de important este să ne deschidem, să nu mai stăm în starea asta de constipație și de egoism în care nu mai suntem deschiși, nici să luăm de lucrurile care sunt în jur, ne blocăm, vedem totul ca fiind împotriva noastră, ca fiind ceva nefavorabil și totodată nu mai putem nici să dăm. Și când vorbim de a da, oamenii care nu pot să dea emoții pozitive, da? Și știu că nu este vorba de emoții pozitivă-negativă, nu despre asta vreau să vorbesc, dar oamenii care nu pot să ofere, nu pot, sunt incapabili fizic, psihic, să ofere dragoste, compasiune, răbdare, înțelegere, nu pot să scoată lucrul ăsta din ei, ei nu pot să scoată nici lucrurile care îi intoxică, cum ar fi furia, ei doar o manifestă, dar nu pot, adică ceea ce le provoacă furia, hai să spunem așa, da? Spre exemplu, s-a întâmplat ceva și acea persoană ia tot ce s-a întâmplat și over and over again trec pe acolo și nu reușesc să-i dea drumul. Adică sau au o indigestie fantastică și nici nu pot să se gândească la acel lucru, la acea persoană, la acea situație, adică ia cu greață, cu alergie, da? Ați mai auzit expresia, am alergie de la acea persoană, da? Adică este o revoltă a integrității mele, fix așa cum alergia este practic o reacție autoimună, sistemul imunitar reacționează cu privire la ceva ce îi se pare a fi un patogen și fix același tipar se întâmplă și la nivel psihic, emoțional, adică practic tu te uiți în jurul tău, vezi o situație, vezi o persoană, vezi o întâmplare, o procesezi prin neocortexul tău și pe sistemul limbic se duce ca fiind patogen. Acea persoană este rea, acea situație este rea, șeful este rău, la serviciu toți sunt răi, adică e patogen, ceva care eu trebuie să mă închid și nu pot să procesez acea emoție, da? După care există emoții pe care ne iau cu indigestie, stau acolo, adică le absorbim și stăm și le coacem și le coacem. Dar ce-o vrut să zică? A, cu siguranță, asta o vrut să zică și uite ce rea e acea persoană că a vrut nu știu ce să-mi facă. Da? Mai există persoanele care digeră, da, așa e, mi-a zis că e rău, dar nu dau drumul, da? Se constipă, în intestine acolo rămâne, nu absorb nutrienții, da? Adică absorb doar o parte și în rest nu reușesc să dea drumul să plece. Sau există oamenii care ia cu diarie, adică tot ce intră iese și este un mediu atât de iritant, pentru că și diaria ta este foarte iritantă pe intestine, pe sistem digestiv, adică situația aia este atât de iritantă încât omul efectiv își irită și își agită tot interiorul, și psihic și fizic. Lucrurile astea sunt foarte, foarte legate. Nu știu cum voi, dar cel puțin eu mă regăsesc foarte mult în acest
în acest sistem de percepție a lucrurilor, că absolut tot ce se întâmplă în jurul meu sunt niște oglinzi pentru ceea ce este în interior și ceea ce eu le simt fizic este un indicativ a ceea ce simt psihic, emoțional. Da? Deci vreau să țineți cont de lucrurile astea. Nu ignorați o durere de cap, o durere de spate, o durere de stomac, da? O durere de orice fel, pentru că sunt niște indicative fantastice pentru a preveni. Dacă ignorăm lucrurile astea și le lăsăm acolo să stagneze, bubuie corpul pe altă parte. Deci, toxicitatea emoțională cu toxicitatea fizică merg mână în mână. Deficitul nutritiv a celulei, din punct de vedere fizic, și deficitul de alimentare sau alimentație sau nutrienți, din punct de vedere sufletește, același lucru fac corpului, da? Celula moare și fix așa și sufletului nostru murim, da? Emoțional. Practic devenim incapabili de a crea, nu mai avem mișcare, nu ne mai dezvoltăm, rămânem acolo blocați. Și lucrul ăsta, tiparele astea, eu cel puțin le observ și mi se par fantastice. De-aia avem experiențe fantastice după o deparazitare și un detox făcut ca la carte. Omului este mult mai ușor să înceapă să integreze și să asimileze uleiurile pentru un detox emoțional. Da? Dacă celula, adică hardware-ul, da? După cine a făcut un pic de parte tehnică, știți, da? Există hardware, partea aia de memorie fizică și există software, adică programul care operează. Da? Dacă hardware-ul este stricat, adică celula din punct de vedere fizic și software-ul nu are cum să funcționeze. Doar că îți trebuie foarte multă dexteritate să ajungi la partea de software. Și atunci recomandarea mea este, dacă nu știți de unde să o apucați, măcar faceți curățenie în hardul ăla. Da? Adică te uiți, dacă e plin de praf și de păianjeni, curăță-l, frate, măcar atâta, curăță sistemul digestiv, nu mai mânca porcării, nu mai băga lucruri care te irită fizic, pentru ca să nu ajungi la o iritabilitate emoțională, da? Merg mână-mână lucrurile astea. Și totodată nu contează de unde o începi. Dacă începi să curăți emoțional, o să vezi cum începi să te curăți și fizic, nu mai accepți anumite alimente care simți că îți fac rău și invers. Dacă începi să te curăți fizic, automat simți cum începe să se curățe și părțile alea sufletești, da? Emoționale. Ele sunt amândouă cum îi zic în rusă, palca dvuh kantsov, da? Un băț are două capete, da? Și în momentul în care nu știi de unde să o apuci și te afli aici în mijloc, copleșit și de partea fizică și partea emoțională, stai cu minte și hotărăște cu ce vrei să începi, cu ce poți să începi și cu ce ți este cel mai la îndemână. Unii o încep de aici, pe parte fizică și au rezultate fantastice și e minunat. Da? Și ușor, ușor ajung la esență. Alții încep direct cu partea emoțională și ușor, ușor ajung la esență. Căutați și vedeți ce rezonează cel mai bine cu voi. Dar nu aveți cum să-i dați de capăt dacă stați și vă plângeți de milă. Nu funcționează lucrul ăsta. Bun. Și acum, legat de stres. Dacă vorbim de nivelul 1 de stres, data trecută am explicat mai multe, este oboseala. Poate să ajungă după aia și în oboseală cronică, iritabilitate, dureri și inflamație în diferite părți ale corpului și stări din asta ușor depresive. Atunci vă recomand un amestec foarte fain de wild orange, 10 picături, geranium, 15 picături și lavandă, 5 picături. Da? 10, 15, 5 wild orange, geranium și lavandă. Amestecați totul, puneți într-un rol, da? De asta de 10 ml, eu de obicei, vă spun sincer, pun mai multe picături, dar începeți cu mai puține și puteți să mai adăugați, da, proporțional, în funcție de numărul de picături, un pic mai mult, ca să vedeți cum funcționează. Sau nu umpleți rolul până sus de 10 ml, puteți să-l puneți până la 2-3, da, sau până la jumătate și să vedeți exact cum funcționează pentru voi. Da? Acesta ar fi primul amestec recomandat, după care avem pentru un al doilea amestec, care îmi place, doar că mi se pare ilang ilang cam greu, în schimb bergamota îl face mai ușor de dus. Dar citricele, în general, dacă vă este greu să duceți un ulei, citricele sunt acolo de nădejde. Așa am explicat data trecută și din ce cauză. Deci, 15 picături de bergamotă, 5 de ilang ilang, e greu de dus ilang ilangul, și 10 de petit grain, care are un miros ușor citric. Da? Și e doar mai bitter, dar va ajuta foarte bine pentru cei care duc mai greu
Ilang-ilang, cum sunt eu. După care vorbim despre stres de nivelul 2, anxietate, depresie, alergii alimentare, inclusiv alergii din asta sezoniere, da? Data viitoare vorbim despre alergii, infecții, afecțiuni de piele, da? Dermatite, de orice fel, slăbiciune în corp și predispoziție la a lua orice tip de virus. Da? Nu neapărat bau-bau, dar sensibilitatea aia. Și atunci amestecul recomandat, primul, este Clary Sage, 10 picături, Roman Chamomile, 5 picături, Lavandă, 5 și Geranium, 10. Iar al doilea amestec ar fi Blue Tensi, 10, Ylang Ylang, 5, Petit Grain, 5, Sandalwood, 10. Da? Deci asta ar fi, ar fi două blenduri recomandate cu acțiune largă. Da? Repet, factorii de stres pot fi diferiți și sunt diferiți de la o persoană la alta și de trecut am explicat, da? Și cu șarpele și cu percepția pe care o avem. Și atunci, în funcție de ce anume creează un stres în corp, anumite uleiuri merg mai bine decât altele. Va trebui să aveți răbdare să găsiți combinația pentru voi. Dar asta nu exclude un stil de viață sănătos, un stil alimentar sănătos, somn și așa mai departe. Da? Să nu credeți că am luat niște uleiuri, îmi pățesc de foarte multe ori, în fiecare zi poate. Vreau un ulei pentru nu știu ce afecțiune X. Și încerc să explic, dragilor, ok, uleiul ajută, dar el nu-ți face treaba ta. În momentul în care vrei să o vezi ca un tot întreg, înseamnă că abordează pe tot întreg, da? Și colo și dincolo. Așa, pentru stresul de nivelul 3, da? În care deja este depresia aia urâtă cu gânduri de sinucidere, dureri în stomac, frică, da? Inexplicabilă din orice, o stare de frică, disperare poate fi și îndepărtarea de comunicare cu societatea, adică întreruperea legăturilor de comunicare. Un blend recomandat ar fi Roman Chamomile 5 picături, Clary Sage 15, Blue Tensi 5, Geranium 5 picături, sau al doilea amestec, Geranium 6 picături, Bergamotă 14, Wild Orange 5, Frankincense 6 și una de vetiver. Da, asta ar fi câteva amestecuri. O să încerc să le fac și în format text. M-a întrebat cineva de unde recomandările. Essential Life și Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy. Da, astăzi vorbesc din astea două, o combinație. Dar dacă aveți aplicația Essential Life pe telefon, este 29 de lei, are foarte, foarte multe recomandări, care le regăsiți și din cartea asta. Da? Aici mai sunt ceva extra uleiuri care nu sunt încă de cumpărat la Totera, dar în principiu Essential Life este destul de complex explicat. Bun. Asta pentru a aborda stresul din timp, preventiv. Dar dacă vorbim de o... deja când ești acolo băgat cu capul și cu picioarele și cu tot corpul, vorbim despre uleiurile esențiale care reușesc să ne, să ne scoată, da? să ne facă un kick-off, cum îi zic eu. Și aici la fel, trebuie să mergeți foarte mult pe ce simțiți. Mie îmi place să iau sticle de ulei, să le duc la nas și să văd exact de ce am nevoie în acel moment. Pentru că de fiecare dată, și am explicat data trecută, în momentul în care simțim o emoție și în corpul nostru intră un cocktail, da? O farmacie de chimică, de substanțe chimice, atunci de la o zi la alta, de la o oră la alta, acel cocktail chimic, da? Natural, produs de corp, diferă. Și e foarte important să înțelegem exact de ce are nevoie corpul în acel moment pentru a face față la ceea ce el, cu ce el se confruntă. Și atunci uleiurile recomandate ar fi Laurel Leaf, da? Știți că a fost la 125 de puncte, place fantastic de mult și gătesc și peste tot îl bag. Bergamotă, Roman Chamomile, deci Roman Chamomile și Blue Tensi sunt frați rude, verișoare, da? Este mușețelul roman și ăsta de maroc, cred că îi zice. Da, da, deci sunt două feluri de mușețeluri sau dintre aceeași familie, doar că sunt diferite. Așa, Clary Sage, eucalipt, frankincense, geranium, jasmin, lavandă, mandarin, da? Și noi avem trei tipuri de mandarin. Yellow mandarin, green mandarin și red mandarin. Sunt fantastice toate. Licea, cine are licea este un citric, mamă, miroasă copilărie. Melissa neroli, nutmeg, dacă găsiți. Wild Orange, Sandalwood, Rose, Spikenard,
Vetiver, ilang ilang și mie îmi mai place personal, nu întotdeauna îl duc bine, dar îmi place să mai folosesc spikenardul, da? Cu efect calmant, dar e greu de dus. Adică în momentul în care te obișnuiești e ok, dar când ești printr-o perioadă mai grea, depinde. Uneori îmi place foarte mult, uneori e greu de dus. Așa. Și aceste uleiuri la fel, puteți să le duceți anasă în momentul ăla de criză, sau mie îmi place când mai este o situație de criză, să puteți merge pe combinație. Mă ajută mult Forgive, Peace sau Console. Asta când sunt în criză. Da? Dacă vreau să previn o situație de criză din punct de vedere emoțional, atunci merg pe Cheer, Motivate, Passion. Da? Astea sunt cele care educă corpul în a produce dopamină, GABA, serotonină, toate inele alea bune din corp, antrenează corpul, educă să le producă. În momentul în care deja ne-au copleșit emoțiile astea negative, cum le spunem noi, atunci merg pe Peace, Forgive, Console. Da? Și dacă sunt grele de dus, puteți întotdeauna să puneți și o picătură de tămâie și un citric. Da? Sau una sau alta sau amândouă, nu este nicio problemă. Recomand mandarina, da? Mai ales green mandarina, care este varianta primară, da? Copilul mandarinei, că mai întâi e green, după care e yellow, după care e red, da? În procesul de coacere și dacă te uiți la semafor, e green, da? Atunci când merge, tot e ok, după care e yellow, da? Trebuie să pe orange să avem grijă și după care red, roșu. Deci încercați să vedeți exact ce funcționează cel mai bine pentru voi. Dacă vorbim despre femeile care sunt în stres, azi nu cred că mai ajungem la alergii, și data trecută am vorbit puțin despre așteptările pe care le are societatea de la noi ca și femeie, de la a găti, a face curat, a avea grijă de copii, trebuie să mai ai și un job, că na, nu ești femeie de succes dacă nu câștigi măcar cât bărbatul, da? Și don't get me wrong, nu vreau să, nu, David râde de mine când mai zic ceva, zice, vezi că ar crede lumea că ești sexistă. Nu fac, fac diferența dintre sexe în sensul că eu chiar consider că femeia are un rol diferit decât a bărbatului. Și dacă luăm strict din punct de vedere fizic, cel mai slab bărbat poate să performeze fizic după o lună de antrenament mai bine decât cea mai puternică femeie de pe fața pământului. Da? Dacă o luăm sănătoși la bla bla bla, care s-au antrenat amândoi aceeași perioadă cu același antrenament. Adică până când și Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Și atunci să ai așteptările egale de la un bărbat și de la o femeie, at least it's not fair, știi? Fizic vorbind, nu mai vorbind din punct de vedere psihoemoțional. Noi suntem create și de trecut am vorbit pentru a elibera, pentru a primi și a da drumul mai departe. Da? Dar pentru asta trebuie să ne știm rolul. Ok, vorbind de femei. Uleiurile esențiale recomandate este busuiocul, doamne, în gură mi-l bag, în mâncare, și frunzele de busuioc. Mamă, ce sos pesto vegan am făcut, am cu lingura l-au mâncat ai mei. Așa, busuioc, bergamot, cardamom, cedar wood, roman chamomile, clary sage, frankincense, geraniu, grapefruit, jasmin, lavandă, lemon, majoran, melisa, neroli. Nutmeg nu-l avem decât în combinație. O să-l găsiți nutmeg în Harvest Spice, cred că și în Passion, da? Wild Orange, Palma Rosa, Petit Grain, Rose, Sandalwood, Vetiver și Ylang Ylang, da? Astea sunt uleiurile care cică ar rezolva problemele femeilor. Glumesc. Nu neapărat că le rezolvă problemele. Ne ajută să vedem lucrurile dintr-un unghi diferit. Și vă recomand să vă faceți un obicei, dragi femei. Chiar dacă am recomandat mult timp la mulți, eu n-am făcut lucrul ăsta, dar în ultima perioadă am zis, ok, hai să fac câte un Symphony of the Cell strict pe uleiuri legate de hormoni. Și chiar dacă mă consider o femeie foarte echilibrată, dar gândesc mai mult cu partea aia logică-analitică, mai mult decât cu sistemul limbic, am fost surprinsă în modul cel mai plăcut să văd cum mi se calmează sistemul nervos central, cum încep să percep diferit lucrurile, cum încep să văd lucrurile diferit. Și n-am mers pe un protocol anume. M-am dus în baie, am luat uleiurile citrice și florale, și pomii, da? Astea trei îmi plac foarte mult. Florile greu le diger, recunosc. Deci eu, neapărat lângă o floare, trebuie să pun mai mult pom și mai mult citric ca să accept și o floare. Mai ales ylang ylang, da, geranium. Și știu de ce. Dacă vreți să vedeți de ce vă place sau nu vă place un ulei, vă recomand o carte, Essential Emotions. Fantastică. A apărut și în limba română, apropo. Da? Și
încercați să integrați un symphony of the cell, dacă nu are cine să vă facă, puneți aici, da, pe ceafă, cât ajungeți, gâtul, cât mai jos, după care cu mâna dincolo, cu mâna la spate, cât mai mult, până jos la ultima vertebră, până la noadă, da, la fund, ultima vertebră, și tălpile și inhalați adânc, adânc. Faceți-vă lucrul ăsta. Alegeți 5-6 uleiuri. Începeți cu tămâia și terminați cu ceva care puteți să terminați cu peppermint, dar pe alții energizează, puteți termina seara cu lavanda și vedeți ce efect va avea pe termen lung. Adică nu așteptați ca la Tom și Jerry, da? Așa, deja ochii se facă roșii. Încercați să integrați. Anca spune că se face rău de la ilang ilang. Te înțeleg perfect, Anca. Și mie, prima oară mi s-a făcut grața. Am zis că ceva mai horror n-am mirosit, dar după ce am citit în Essential Emotions de ce este responsabil ilang ilangul, da? Și mai pe scurt este partea aia a sexualității, da? A relațiilor intime. Și în momentul în care suntem în stres sau datorită unor traume, nu mai avem nervi, nu mai avem hormoni, nu mai avem deschidere către partea aia și atunci corpul respinge orice este legat de acest subiect care măcar îi amintește cumva, da? Dar nu intru acum în subiect. Deci te înțeleg perfect, încearcă să le integrezi cu un cidric, cu un pom și ușor, ușor. Corpul are nevoie, dar nici nu recunoaște că are nevoie. Ok, puteți să vă faceți un amestec de zi cu 15 picături de lemon, 5 de grefă, 3 de geranium și una de vetiver, să-l folosiți pe timp de zi, și după care puteți să vă faceți un amestec de seară, da? Să-l puneți lângă dormitor, acolo să fie amândouă, da? Unul de dimineață îl folosești și până seara, altul seara, portocală sălbatică, 15 picături, petit grain 6 și una de, puteți să încercați spikenard, dacă puteți duce, dacă nu încercați vetiver, încercați cedru, încercați tămâie, da, și vedeți cât puteți duce. Și repet, folosiți amestecul cu intenție și în fiecare zi. Prevenția este cel mai bun tratament, am spus-o de atâtea ori, așa că e modul cel mai eficient de a avea grijă de sănătatea noastră. Ok, după care, dacă vorbim de anxietate, anxietatea poate să fie manifestată, am explicat și la Zoom-ul trecut în multe feluri. Sunt mai multe teorii legate de anxietate, dar clar este o lipsă de rezonanță, o disconexie, o deconectare fantastică dintre suflet și corp și aș spune mai mult dintre ceea ce facem și ceea ce știm intuitiv că trebuie să facem. De obicei, mai ales stările alea de anxietate care merg spre atacuri de panică, ați observat, începe să bată inima, respirația superficială, adică e o cantitate foarte mare de hormon de stres care sunt eliberați în sânge și e panica aia care nu e cu freeze, nu e cu flight or fight, adică luptă sau fugi, ci vine cu freeze, și în care se blochează și nu mai știe, da? E blank în față. De obicei, căprioarele, dacă urlă un leu foarte aproape, paralizează de frică și nu mai știu în ce direcție se fugă. Este chinuitoare, că vă spune aici, te înțeleg, dar asta nu înseamnă că it's over us. Cred că primul lucru în ce înseamnă stările astea de atacuri de panică și anxietate este, părerea mea, în primul rând să înțelegem unde nu suntem corecți față de noi înșine. Pentru că de foarte multe ori stările de anxietate și panică vin și cu o strângere de stomac. Da? Ce nu diger din ceea ce am făcut care nu îmi dă pace? Și haideți să vă dau un exemplu. Închipuiți, amintiți-vă, erați copii și te băgai undeva unde părinții clar ți-au spus că nu te bagi acolo, nu deschizi, nu guști, da? Și ai dat iama în ciocolată și ai mâncat jumătate de baton sau ai mâncat acolo. Și auzi cheia la ușă, că vine mama acasă sau tata. Ce se întâmplă? Bate inima mai tare, te apucă și în stomac o stare de aia, aoleu, da? Știi că ceva nu ai făcut bine și te simți, adică nu dator, simți o ca și cum un nedreptate în sensul de nu am făcut eu drept, da? Nu știu cum să mă exprim, dar sper că înțelegeți. Deci starea aia va persista ori de câte ori, va veni o situație care ne va reaminti de un lucru în care noi nu suntem într-o stare de adevăr.
Și foarte interesant, dacă ați citit vreodată Biblie, se vorbește și în Vechiul Testament și în Noul Testament, la un moment dat, despre brâul adevărului. Da? Deci stomacul ține de adevăr, adevărul în care noi suntem, în relația cu noi înșine și în relația cu cei din jur. Pentru că în momentul în care stai în minciună, nu ești în adevăr. Și dacă tu ai făcut ceva și pe moment te-ai mințit că all good, că e bine, că așa a fost bine și nu, pixul ăla mi s-a părut că e a meu și l-am furat și am băgat în buzunar. Ăla este aia, adică starea este o minciună și de multe ori trăim în minciună fără să conștientizăm că trăim într-o stare de minciună. Ne mințim pe noi înșine și mințim pe cei din jurul nostru. Dar până la urmă tot pe noi ne mințim. Adică stările astea, și eu știu că este greu, există o singură situație în viață, după ce l-am născut pe David, există o situație în viață când ajung în acea situație, fac atacuri de panică. Prima oară când am făcut, nici n-am știut ce e. Am crezut că mor acolo și de la reacție, de la o injecție. Am crezut că este și că o să mor acolo. De la ledocaină. Da, haideți să vă spun. Deci în momentul în care vine doctorul să-mi facă un shot de ledocaină în gingie, în momentul ăla fac atacuri de panică. Și am încercat pe toate părțile. Încă nu i-am dat de capăt. Deci nu zic că este ușor. Dar lucrez la chestia asta și încerc să identific unde acolo ceva s-a decuplat, unde trăiesc eu în neadevăr. Da? I'm still wondering, da? I'm a wonder woman. Încă caut și încă întreb. În rest, legată de nu neapărat de factori fizici, chimici care intră în reacție, da? Pentru că la mine reacția asta este la ledocaină, corpul așa reacționează, când vorbim de relațiile interumane, acolo trebuie să identificăm exact care este substanța pe care, adică care este emoția, gândul care declanșează reacția de substanțe chimice în corp. Da? Și putem încerca cu bergamotă, cedru, roman, chamomile, frankincense, geranium, howwood, juniper, berry, mandarin, melisa, nerole, wild orange, patchouli, rose, sandalwood și vetiver. Și putem să facem un amestec de anxietate, de tipul 1, care vorbim de tensiune musculară, durere musculară și inclusiv spasme musculare, da? Așa se manifestă. 10 picături de clary sage, 15 de lavandă, 5 de roman chamomile, da? Ar fi un amestec. După care, anxietate de tipul al doilea tip de anxietate, hiperactivitate, transpirație, palpitații, amețeală, da? Un nod în gât, inclusiv diareea sau urinare frecventă și tot felul de disfuncție a sistemului autonom nervos. Da? Ăla care da, face ca noi să respirăm automat, să nu uităm să nu respirăm, da? Inima să bate, chestiile astea. Așa, și atunci putem încerca cu un amestec de 5 picături de vetiver, 10 de juniper berry și 15 de cedarwood. Da? Puteți mai încerca, bineînțeles, vetiver, roman chamomile, frankincense și mandarina. Green mandarin, red, yellow. Da? Iar la amestecul de anxietate de tip 1 puteți încerca cu, pe lângă clary sage, lavandă, roman chamomile, să mai adăugați sandalwood, lavandă, patchouli, howwood. Da? Nu mai este. Da? La un moment dat a fost o ofertă de howwood. Am pierdut-o și eu, așa că numai mă gândesc la food. Ok, și când vorbim de anxietatea de tipul 3, adică aia și mai gravă, poate să ajungă în paranoia, în tot felul de chestii foarte, foarte grave, victimizarea gravă, în care îi se pare că oamenii, pe lângă cele de sus, da, în care oamenii intenționat fac lucruri rele și asta le afectează și psihicul, dar și fizicul. Da? Puteți încerca bergamot, lavandă, neroli, roz, melisa, geranium, cedru, patchouli, wild orange, iar un amestec de început, da, 15 picături de bergamot, 5 de lavandă și 10 de geranium. Da? Și după care vedeți, puteți să mai adăugați și altele câte 2, 3, 5 picături în funcție de cum simțiți. Bazați-vă foarte mult pe miros, pentru că da, simțul olfactiv e legat direct cu sistemul limbic, care este responsabil de emoții, care face toată chimia, toată farmacia internă. După care, pentru anxietatea de tipul 4,
Iritabilitate maximă, insomnie gravă, incapabilitatea de a se concentra pe orice, epuizare cronică, da, fizică, continuă. Și aici puteți încerca bergamotă, melisa, neroli, rose, sandalwood, vetiver, cedru, sandalwood, iar un prim amestec cu care să porniți 10 picături de neroli. Da? Desface, neroli la doterea este rol, da? Desfaceți rolul și de acolo luați 10 picături de neroli, puteți să puneți mai mult pentru că acolo este deja diluat cu ulei de cocos, eu de obicei pun un pic mai mult, 10 de rose, da? Și 10 de bergamot, dacă luați rose taciu, da? Varianta cu ulei de cocos, puteți să puneți mai multe și neroli și rose și mai adăugați 10 de bergamot. Atenție, orice amestec care are un citric este fotosensibil. Da? Nu-l puneți pe piele și mergeți la bronzat, că o să vă bronzați cu bucăți. Așa că încercați și vedeți exact ce funcționează. După care, mai avem timp de depresie să vorbim? Un pic. Depresia e complexă, ca și orice. Doar că depresia deja e ceva la care... de obicei medicii dau și la anxietate, dar și la depresie. Da? Dau medicație. Dacă ar fi să rămâneți cu un gând legat de depresie din tot ce vorbesc, dar și de anxietate, nici într-un caz nu apelați la medicamente de sinteză, pentru că e ca și cum v-ați pune pe droguri. Repet, sunt droguri. Droguri legale. Da, nu poți să le cumperi în farmacie fără prescripție. Sunt niște droguri atât de potente și foarte multe dintre ele, adică marea majoritatea, ard legăturile neuronale. E ca și cum, spre exemplu, eu când am avut alergie și aveam alergie la de toate, am întrebat, ok, care e soluția? Încă nu știam atât de multe despre naturopatie și mi-a spus, ok, există un vaccin. Uite cum adică vaccin. Ce da, există o injecție care practic se bagă în corp și paralizează toți senzorii, da, care îți transmit impulsul, de, adică care percep. Uite, polenul, aoleu, e patogen. Practic, sistemul imunitar îl deconectează. Fix așa cum se deconectează sistemul imunitar și tot felul de boli autoimune apar, da? Până la medici încearcă să deconecteze sistemul imunitar ca să nu mai reacționeze la lucrurile din jur, că nu le place lor când reacționează. Și apropo, orice boală autoimună, în primul rând, indică că ceea ce facem noi cu noi înșine este în detrimentul nostru. Autoimune, autosabotăm, autoflagelăm, autobiciuim din punct de vedere fizic, dar și emoțional. Ei, în momentul în care vorbim de medicație, de anxietate, de depresie, antidepresive și mai departe, este ca și cum ți-ar deconecta total orice simțire, orice percepție. E periculos, dragilor. Și, spre exemplu, există o boală foarte gravă, lepra, și mai există alta la fel de gravă, în care oamenii nu mai simt durerea. Durerea este o binecuvântare, ca și plăcerea. Trebuie să știm să le experimentăm, să le percepem corect, ca să înțelegem și să fim în viață. Da? Unii oameni evită durerea, alții caută plăcerea. Sunt două moduri prin care ne mișcăm, facem schimbări în viață. Fără această rotiță care să pună lucrurile în mișcare, nu avem cum să trăim. Omul nu poate trăi paralizat emoțional. Nu are cum. Nu este, e ok, mă doare mâna, hai să tai mâna. Nu, mâna e problema. Problema este că se întâmplă ceva acolo la mână și durerea este doar un semnal. Fix așa e și cu antidepresantele, anxietate. Țoasele sau cum le mai zice, da, de medicația de sinteză de anti-anxietate, așa, ele nu rezolvă cauza. Sufletul plânge și doare, iar emoțiile sunt modul în care se manifestă acea parte din noi, sufletul nostru, și noi ce facem? E ca un copil care plânge că ceva îl doare și îi pui scoci pe gură și îl legi și de scaun, că este prea agitat. Ai rezolvat problema copilului? Nu! Tu nu îl mai auzi, că l-ai legat pe un scaun, i-ai pus călușul în gură și, vai, liniște în casă. Nu funcționează. Nu funcționează. Și în momentul în care moare,
Așa să vă imaginați. Sufletul din voi, în momentul în care o să-l legați, o să-i puneți scoci pe gură, cât timp va rezista un copil legat acolo? O zi? Două? Trei? O săptămână? O lună? Mai devreme sau mai târziu, dar eu vă zic că mai devreme va muri. Și pe aia începe să pută toată casa. Și pe aia te întorci și vezi, da? Ce s-a întâmplat. Și care sunt consecințele deciziei tale conștiente de a închide, to shut off, da? De a bloca orice mesaj care venea de acolo și striga după ajutor. Și acolo intrăm într-un teritoriu foarte grav și foarte periculos. Nu ajungeți acolo. Uitați-vă, prescripția de la antidepresive și anxioase de astea este sinuciderea. Adică e negru pe alb. În America au antixiolitice. Mulțumesc, Carmen, mulțumesc. În America a crescut numărul de sinucideri fantasmagoric și crește exponențial odată cu eliberarea prescripțiilor de antixiolitice și antidepresante. Până când și antibioticele au ca efect advers sinuciderea, da? Gânduri sinucigașe și chiar sinuciderea și moartea. Citiți cu atenție și nu căutați o soluție așa rapidă. Mergeți și faceți curățenie în corpurile voastre, faceți curățenie în sufletul vostru, faceți curățenie în gândurile voastre. Pentru că ceva de acolo din interior e atât de greu de administrat, e atât de toxic pentru suflet și pentru corp, încât nu mai știe ce să facă corpul, decât ca un copil mic, să pună cu fundul jos și să facă o tantrum, da? Sau o criză existențială. Ok, și nu vreau să vă sperii, dar pur și simplu, aveți timp cu voi înșivă, aveți timp cu Dumnezeu, luați o Biblie, nu, cine nu are o Biblie, vreau frumos să-mi spuneți, luați o Biblie la urma urmei și începeți să citiți psalmii, da? Și știu că este grup de uleiuri esențiale, dar nu exclude, da? Nu, you can't have one without another. Trupul și sufletul sunt împreună, nu poți să excluzi lucrurile, mă doare sufletul, nu contează, fizic sunt un. N-ai cum. Sau invers, da? Luați o Biblie și citiți psalmii. Și citește, începe cu psalmul 1 și citește în fiecare zi câte unul. Și întreabă, Doamne, ce vrei de la mine? Ce este toxic în sufletul meu? Vine să urlu și urlă tot ce este în mine și fiecare celulă urlă. În primul rând, da, ce este toxic fizic. Și am vorbit despre perturbatorii endocrini și hormonali, parfumurile, cosmeticile, machiajele, produsele de curățenie, cremele, inclusiv cu ce speli vasele la bucătărie. Este perturbator endocrin. Mâncarea pe care o mâncăm cu hormoni de origine animală, hormoni de creștere și toate porcăriile astea sunt perturbatori endocrini. Da? Adică intră în chimia hormonilor tăi și face așa, știi, un uragan în tine. Îndepărtează măcar alea. Da? Stai, Alexandra, până la ecranele și tehnologia. Ioi, e foarte adevărat. Alexandra, ai foarte mare dreptate, dar încerc să o iau pas cu pas. Adică măcar lucrurile astea, știi, care mai băga porcăria aia în gură și după aia ușor ajungem și la partea cealaltă. Da? Deci îndepărtăm tot ce creează toxicitate fizică și ne va fi mai ușor să vedem ce creează toxicitate psihică și emoțională. Merg mână în mână. Nu ai cum una fără alta. Și cum am obiceiul să spun, un scaun trebuie să aibă minim 3 picioare, da? Este partea fizică, este partea emoțională, da? Care este foarte legată de și de una, dar și, adică și de fizic, și este partea cognitivă, modul în care gândim. Și ele toate sunt un tot întreg, sunt întrețesute. Hardul e soft și softul e hard. Și în astea toate trei este sufletul tău. Sufletul, părerea mea, este teoria mea și mi-o asum, este scânteia aia divină, Duhul lui Dumnezeu care este în tine. În momentul în și care le îmbină pe toate, toate trei le susțin, da? ca și aia de sus. În momentul în care vezi că șchiopătează o parte, nu are cum să fie în echilibru sufletul. Dumnezeu nu poate să fie în mizerie, nici psihică, nici emoțională, dar nici fizică. Și atunci începem ușor să facem curățenie. Ia un cleansing restore, ia niște citrice în fiecare dimineață în apă, renunță la lucrurile care nu știu bine, nu, știi că nu-ți fac bine, renunță la victimizare, vezi-ți puterea, vezi-ți rolul, vezi-ți chemarea. Acum și aici
poți să ieși de acolo, important să vrei. Iar uleiurile esențiale te vor ajuta. Vor fi un boost fantastic să poți să creezi noi sinapse, să poți să mai curăți din celulă, da? Și să curăți din suflet. Ok, deci depresia e complexă. Am fost acolo aproape 3 ani. Un an am ignorat, am zis că nu există depresie și că eu nu pot să am așa ceva. Un an am stat acolo și am zis, vai ce bine mă simt, lăsați-mă aici că mă simt bine, cine sunteți voi să vă băgați în sufletul meu? Și un an am muncit să ies de acolo. Și am ieșit. Aveți nevoie de ajutor. Aveți nevoie de ajutorul celor dragi, un psihoterapeut, whatever. Cereți ajutor. Pentru că în momentul în care vorbim de depresie, este o stare nasoală. Și de multe ori ai nevoie de o mână, da, de sus. Dumnezeu lucrează prin oameni. Cereți ajutorul. Dar nu cereți în ideea că, aoleu, te agăți și zici, tu ești salvarea mea, gata, și vii și vomiți toată mizeria și el e salvatorul tău și te ții cu mâinile și picioarele. Nu, el este cel, un prieten, un psihoterapeut, e cel care poate îți va da un șut în fund, fiind un pas înainte, și e cel care o să spună, ce faci nu e bine, schimbă-ți tiparul. Și e o carte foarte faină, Breaking the Habits of Being Yourself. Da? Vă recomand să o citiți. Deci, uleiurile esențiale recomandate pentru depresie. Și am vorbit de cele patru etape de depresie data trecută. Deci, un amestec. Unu, apropo, black pepper, mandarin, roman chamomile, lemon, bergamotă, greffet, wild orange. Deci citricele, într-un cuvânt citricele. Jasmine, ilang, ilang, rose, neroli, geranium, petit grain, helichrysum, sandalwood, clary sage, majoram, lavandă, frankincense, coriander și cardamon, da? Astea ar fi recomandările. Blend 1, puteți încerca cu 10 picături de frank, 5 de black pepper, 15 de geranium. Blendul 2, 15 de clary sage, 5 de lavandă, 10 de bergamotă. Blendul 3, 10 de rose, 15 de sandalwood, 5 de lămâie, lemon. Blendul 4, 8 de ylang ylang, 14 de wild orange și 8 cardamon. Și blendul 5, 20 de nerole și 10 de petit grain. Da? Ok, după care dacă vorbim despre depresia aia în care omul stă acolo și plânge și zice, mie mi-e bine, lăsați-mă aici, știi? Oricum stă în glot, am fost acolo, da, aproape un an. Mie mi-e bine aici, care e problema ta? Lasă-mă aici. Așa, rose, neroli, roman chamomile, sandalwood, peciule, geranium, ylang ylang. Dacă vorbim de o depresie ușoară, puteți încerca 15 de sandalwood, 10 de geranium, 5 de ylang ylang, amestecat tot, da, în rol. Dacă vorbim de o depresie moderată, 23 de geranium, 2 de roman chamomile și 5 de... nu, pe ăsta nu-l avem la doTERRA. Puteți încerca o floare, da, sau un pom în funcție de ce vă place. Și dacă vorbim de o depresie adâncă urâtă, încercați 10 de rose, 3 de neroli, 5 de, de sandalwood, da, amestecat. Și amestecurile astea vi le recomand în, de la 5 ml de ulei esențial, dacă vorbim de amestecul, spre exemplu, mai mic, ăsta al treilea, iar dacă vorbim de picături peste 15, înseamnă că de 10 ml rolul. Ok, după, pentru depresia, mai am un minut, ioi, vorbim despre amestecurile de depresie data trecută, data viitoare. Știți ceva, o să-l rog eu pe ficiorul meu, David, să copiez toate blendurile și o să le pun atașament într-un document aici, și cele de data trecută și cele de data asta, și o să le aveți la îndemână. Natalia zice, nu-i bai că facem și partea a treia. Facem, Natalia, nu e nicio problemă. Natalia, ai plâns cu mine? Mulțumesc. Ok, enciclopedie, zice Nicoleta. Enciclopedia asta e adunată din viața mea, știi? De obicei, ela care știe mult, ela, ce puțin eu, am dat cu capul tare mult și de acolo am învățat. Natalia spune, anxietatea vine ca o schelă a copilăriei. Mama fiind foarte ocupată și cu nervii la pământ, obișnuită de câte ori dădea ochii cu noi să urle. Și acum, la 38 de ani, mă ia cu panică de câte ori fac ceva și nu-mi iese perfect. Chiar dacă dau greș, chiar mă pierd cu totul și asta, din lucru mărunte, nu știu ce e. Natalia, e... foarte adevărat ce ai spus. Când se întâmplă niște traume la nivelul copilăriei, acolo se formează niște sinapse pe care corpul o viață va merge. Adică noi vom merge o viață pe sinapsele alea și e nevoie de multă voință ca să rupi sinapsa aia, pentru că tu ești dependentă de acea reacție hormonală, pentru că părintele
copilul se naște cu iubirea necondiționată față de părinte și atunci tot ce face părintele, inclusiv dureros, este perceput de copil ca fiind zona de safety, de dragoste. Și el devine dependent de acel cocktail pentru că îl asociază cu dragostea, cu grija. Pentru că așa este un părinte, da? E programat copilul că părintele e cel mai bun, nu contează cum acționează. Și acolo vorbim adulți care sunt dependenți de abuzul fizic, traumele fizice pe care le-au simțit în copilărie, pentru că doar așa acele femei se simt auzite, văzute și este mult mai periculos pentru creier să iasă din zona de confort decât să stea într-o zonă de durere. Pentru că a ieșit din zona de confort, a merge spre necunoscut, spre o altă sinapsă neuronală, îl trimite spre to nothing, da? E, nu mai știu ce e acolo și se blochează. Neocortexul este obișnuit să gândească în baza experiențelor trecute și atunci tot ce găsește în trecut, asociat cu grija părintească, care este dragoste și care se pun cei trei stâlpi, da? I am safe, am suficient, am suficientă mâncare și așa, bebelușul, prima parte, după care sunt suficient de acceptat, de iubit, da, al doilea stâlp, și după care, mă rog, de familie, așa, și după care al treilea stâlp important în viața unui copil este eu sunt suficient, I am enough, sunt suficient de bun, sunt suficient de capabil, sunt suficient de toate ca să fac față la tot ce îi. Și atunci când copilul asta trei, neocortexul merge și nu găsește acești stâlpi, el se leagă de ceea ce este cunoscut. Și atunci ceea ce este cunoscut sunt exact cocktailul ăla hormonal care venea pe post de stres, adrenalină, cortizol și alte neurotransmițători și neuropeptide formate în acea stare. Și el se va întoarce întotdeauna spre cunoscut, întotdeauna spre cunoscut, întotdeauna acolo, pentru că acolo e ceea ce știe. Neocortexul nu poate să analizeze, să se judece decât din experiența acumulată din trecut. A face și a schimba, breaking the habit of being yourself, să puteți să citiți și cartea Tu ești placebo, da? Exact asta explică cum, care sunt legăturile neuronale și chimice și cum trebuie să, leap of faith, da? Să sari în necunoscut dacă vrei un alt viitor. Spune că definiția nebuniei este să faci același lucru și să te aștepți la rezultate diferite, nu? Deci dacă ceva de ce facem până acum nu mai funcționează și dacă suntem într-o zonă în care nu ne creează confort psihic, emoțional, fizic, înseamnă că e timpul să schimbăm. Și aici e momentul foarte oportun să îmbrățișăm durerea. Pentru că nici o schimbare nu vine așa, a, ce bine, stau tot aici și aștept să se schimbe și mușchii mei de la abdomen să se să devină pătrățele. Nu! Este nevoie de efort. Și cu cât mai mare este schimbarea, cu atât mai mare va fi durerea de a muri sinapsele noi, că mor sinapse noi și se nasc alte sinapse. E un proces de moarte și de naștere. Și uitați-vă în viața asta, când moare omul, plânge. Și când se naște copilul, plânge. E durerea aia plăcută, care știi că aduce bucurie, nu pentru că acum ți-i plăcut, dar pentru că vezi esența și înțelegi că totul este doar o transformare. Legea întâia, biogeneze, spune așa, nimica nu se poate naște din nimic și nimic mort nu poate naște ceva viu. Adică din o bucată de oțel, niciodată, dintr-o materie anorganică, niciodată nu va ieși o materie organică, da? Un țesut organic. Asta este valabil și cu sufletele noastre. Asta este valabil și cu neuronii noștri și cu emoțiile noastre. Pentru ca ceva nou să apară, ceva în forma lui veche trebuie să se transforme. Hai să zicem așa, transformare, nu moarte. Pentru că pe oamenii sperie moartea. Este doar o trecere într-o altă formă. Ceea ce înseamnă cocktailul ăla neuronal, care ți-a creat o anumită emoție, se schimbă modul nostru de a gândi. Va crea o altă tipar cognitiv și va crea o altă, un alt impuls către sistemul limbic, ceea ce va accesa o altă bucată de ADN din celulă. Și astfel se va forma o nouă proteină. Este un proces de ceva vechi moare, da? Dar nu moare, se transformă în altceva. Energia nu o mai canalizăm pentru a merge pe ceva vechi, cunoscut, dureros, ci ne asumăm responsabilitatea și curajul pentru că știm că putem să schimbăm și să se nască ceva nou. Și de multe ori vine cu plânset.
Se spune că nu orice schimbare înseamnă evoluție, dar nicio evoluție nu are cum să se întâmple fără schimbare. Așa că dacă David ar fi minunat să aibă timp să ne pună lista cu amestecuri. Păi Aurelia n-are timp, oricum primește bani pentru asta. Apropo, despre cum ne emituim copiii. Am zis că dacă tot ești bun la engleză, dacă tot traduci, uite, te plătesc, tradu mie. Și da, chiar am sprijin și ajutor din partea lor. Vă mulțumesc, dragilor, foarte, foarte mult. Da, haideți cu o experiență legată de durerea sufletului. Inclusiv ce a scris Natalia, atât de frumos ai scris. Haideți să vedem care sunt, spuneți pur și simplu, care este un gând care vă creează o stare de inconfort, de disconfort psihic, emoțional, fizic, da? Care este o emoție pe care o resimțiți? Care credeți că ar fi sursa unei anxietăți, unei griji? De obicei frică, foarte multă frică, da? Că și creierul nu se schimbă, că e frică. Cum? Adică eu să gândesc altfel. Nu știu ce e acolo, eu știu ce a fost, da? Haideți cu o experiență și scot la bătaie, la tombolă, oricare din uleiurile despre care am povestit astăzi, inclusiv Rose, varianta Touch, da, varianta Touch, sau orice ulei care îl alegeți despre care am povestit astăzi, puteți să-l câștigați pentru toți cei care comentează la acest live cu un gând, o experiență sau cu încurajare. Știu că foarte mulți am fost prin depresie și am trecut prin multe, dar suntem, apropo, frica de a greși, frica de a fi în vizorul oamenilor, nu ne expunem de frică ca să nu suferim. Dar cât de mulți oameni ar putea fi încurajați prin experiența ta de viață, cum ai reușit să găsești puterea, da, din tine, copilul ăla interior, și să te maturizezi. Cred că e foarte important ca și comunitate să reușim să ne slujim unii pe alții și prin experiențele prin care am trecut. Nu doar cunoștință. Cunoștințele le găsești în cărți. Pe aia nu e complicat. Experiența de viață e cea care fac lucrurile să make things happen, da? Să se schimbe și să ne schimbe. Vă mulțumesc tare mult și familia dragă, ne vedem, am întârziat un pic, pe grupul de familie. O să vă arăt puțin din biroul virtual nou cum îl administrăm. Sper că știu parola de data asta. Vă pup și mulțumesc fetelor care ați fost și aici live. Nu mai văd întrebări. Dacă mai sunt, comentați și încercăm să le abordăm. Vă pup! Ciao!